S-au luptat pe fiecare post vacant pe care l-au avut la dispoziție. În săptămâna precedentă, mai mult de 100 de salariați ai Administrației Județene a Finanțelor Publice au susținut examene pentru a rămâne în sistem. O parte au reușit să se mențină în rândul finanțiștilor, alții însă nu au obținut note suficient de mari pentru a-și asigura un nou loc de muncă. Mai sunt persoane care n-au avut loc, deci chiar unii au luat note de trecere la examenul care a fost la Iași, însă n-au avut locuri pe care să opteze. O parte, patru colegi s-au dus sâmbătă la București și au susținut un interviu la București. De fapt, au fost mai multe persoane, dar patru au și luat la București. Trebuie să vă povestesc, stresant. Oamenii nu știu unde să apuce, încotro să meargă. Sunt oameni năcăjiți, oameni care au datorii la bănci. Nu știm ce se întâmplă. Astfel, 20 de funcționari publici și 14 salariați din cadrul personalului contractual vor pleca acasă. Deși pe data de 5 septembrie se termină preavizele, sindicaliștii încă mai luptă pentru cauza celor care au ratat concursul. Ieri a fost domnul președinte Marica la domnul ministru să vadă că au mai rămas posturi la ora actuală neocupate. În urma acestor testări nu s-au ocupat, n-au luat notele de trecere. Și să vadă dacă mai obține o derogare ca cei care au luat note de trecere totuși pe unele posturi să poată fi mutați pe posturile care au rămas vacante. Pe ultima sută de metri, oamenii încă mai speră ca situația lor să poată fi rezolvată.